Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Atelier cu Profon. Hai, suntem din nou împreună. Așadar, tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Cu clasa a patra. Bine. Așa, Ștefania, hai să vedem tema ta. Vedem. Completează. Un kilometru cuprinde 100. Un kilometru cuprinde. Da. Cuprinde 100. 100 de ce adică? Eu zic 100 de metri. 100 de metri. Hai să ne gândim. Pentru asta trebuie să fixăm foarte bine lucrurile. Deci, metru este unitatea principală, da? Da. Deasupra, care este unitatea imediat? Decametru. Așa. Un? Dan. Da. Da. Dan. Decametru. E un decametru, are câți metri? Are 10. 10? 10, sigur că da. 10 metri. Un hectometru. Are 20. Nu, are tot 10. 10 decametri. Da. Deci el deasupra are 10 de ăstea de sus jos. Deci da. 10 dam, care înseamnă câți metri? Înseamnă 2. Nu de 2 ori, ci 10 ori 10. A. Deci, un decametru înseamnă 10 metri. Da. Iar un hectometru înseamnă 10 decametri și fiecare câte 10, 10 ori 10, ai spus mai bine? Da, 100. Cât? 100, da? Da. 100 de metri. Iar un kilometru înseamnă câți hectometri? 1000 de metri, dar hectometri 10. Da, tot 10. Deci 10 hectometri, care înseamnă 1000 de metri, dar decametri. Decametri, fiindcă de 2 ori în jos, înseamnă 100 decametri, care înseamnă 1000 de metri. 1000 de metri. Să recapitulăm. Deci fiecare cel de deasupra e de 10 ori decât ăsta de desubt. Da. Așadar să zicem, un decametru înseamnă 10 metri, un hectometru înseamnă de ăștia 10, iar de ăstea de care sunt la două trepte, înseamnă 100, da? Da. Deci, în clipa în care mă duc peste două, la două trepte mai jos, înseamnă 100, că e 10 ori 10. Da. Un kilometru înseamnă față de ăsta 10 da. Hectometri, iar față de ăsta 100 de decametri. Da. Iar față de ăsta de jos, tocmai jos, înseamnă câți? 1000, da? 1000, că 10 ori 10 ori 10. Repet, deci un decametru înseamnă 10 metri. Un hectometru înseamnă o 10 decametri. Sau 100 de metri. Right. Un kilometru înseamnă 10 hectometri. Hectometri. Și sau 100 decametri și 1000 de metri. Așa, deci înseamnă 1000 de metri. Acum, un kilometru, ai spus, egal cu 100 ce? 100 decametri. Sigur că da, 100 decametri, da. Așa, deci un kilometru egal 100 decametri. Altă problemă. 1000 milimetri formează 10. Un milimetru. O mie, ai spus, nu? O mie. Milimetri. Înseamnă, hai să gândim și aici. Deci, după metru, ce înseamnă imediat de următor? Decimetru. Decimetru, da. Decimetru, care înseamnă, cum să facem așa mai degrabă? Deci, spune decimetru, mai jos centimetru, milimetru. Și milimetru. Da? Milimetru. Da. Un milimetru
Că 10, un centimetru este egal cu 10 milimetri. Da. Da? Deci un centimetru care e deasupra înseamnă 10 milimetri. Da. Un decimetru înseamnă 10 de ăștia. 10 centimetri. 10 centimetri. Care înseamnă 100, foarte bine zis, 100 milimetri. Milimetri. Da? 100 milimetri, e mai jos, nu? Da. Iar un metru înseamnă... 10... Ce? Decimetri. Decimetri. 100 de... 100 de centimetri. Centimetri și un... 1000 de... Milimetri. Milimetri. Da? 1000 de milimetri. Da. Repetăm. Metru. Deci totdeauna cel care e deasupra e de 10 ori cel de desubt. Da. Da? Și atunci, iată, cel deasupra, adică un centimetru, înseamnă 10 milimetri. Da. Decimetru înseamnă 10 de aceștia. Da. Sau față de asta, 100. 100. Da? Și un metru înseamnă 10 decimetri, care înseamnă față de centimetri 100 de centimetri. Și că față de milimetri înseamnă 100 de 1000 de milimetri. Da. Da? Bine. Deci 1000 de milimetri cât înseamnă? 1000 de milimetri înseamnă 10 metri. Nu, 1000 de milimetri înseamnă 1 metru. A, da. Deci 1000 de milimetri este 1 metru. Da. Da, 1 metru. Ca și între ai zis 1000 de milimetri. Deci formează 10. 10, au zis? Da, 10 și eu trebuie să... Aha, 10. 10, deci 1000 de milimetri înseamnă 10 dam. Da. Da? 10 dam. De ce? 1000 de milimetri înseamnă 1 metru. Da. Și fiindcă vorbim de 10, atunci trebuie să te duci aici. Da. Insist deci, încă o dată. Deci 1000 de milimetri, da, este egal cu 10. O să vedem așa, luăm ușor. Este egal cu 100 de centimetri. Da. Cât tăiem o 0. Da. Da. Și mai tăiem un 0 și este egal cu 100 cu 10, de ăștia mai tăiem un 0 și face 10 decimetri. Deci, să recapitulăm. 1000 de milimetri. Da. Tăiem un 0 ca să ne ducem deasupra lui. Da. Împărțim la o 10 și înseamnă 100 de centimetri. Iar 100 de centimetri tăiam încă o 0 și face 10 decimetri. 10 decimetri. Ca să ajungem la 10. Da. Da? 10 decimetri. Bun. Următoarea întrebare. Un metru este mai mare de puncte. Un metru. Este mai mare de puncte ori decât un centimetru. Deci un metru de câte ori este mai mare față de un centimetru? Deci trebuie să comparăm pe cine? Pe un metru cu vecinul său centimetru. Un centimetru. Cât ar fi? Cât centimetri ar însemna? Deci să vedem câți centimetri ar însemna la un metru. Un metru înseamnă câți centimetri? 100. 100 de centimetri. Deci înseamnă egal 100 de centimetri. Da? Și atunci de câte ori e mai mare un metru față de un centimetru? De 100 de ori. Că e 100 de ori, nu? 100 centimetri. Deci un metru este mai mare, ai spus, da, de puncte, 100 ori decât un centimetru. Un centimetru. Asta trebuia să spun. De 100 de ori mai mult decât un centimetru. Adică 100 de ori de un centimetru, da? 100 de ori de un centimetru completează și fac un metru. Bine. Un decametru este mai mic de puncte. Un decametru este decametru. Mai întâi să vedem cât este egal în cine să vrea. Un decametru? Un decametru este... Un cine să vrea comparația cu cine? Ori un hectometru. Decametru, hectometru.
sau aproape unul de altul. Da. Din cât în cât, de 10 de 10 în 10. Și atunci, un decametru este mai mic de 10 ori decât un hectometru. Da. Deci, zicem, un decametru este mai mic. Zicem invers, îl deasupra. Da. Îl deasupra. Adică, un hectometru este egal cu, 10, da. Da? Cu 10 decametri. Da. Și acum ne dăm seama că un decametru este de 10 ori mai mic decât un hectometru. Da. Ca așa e meciul, nu? Un decametru. Un decametru este mai mic de ori decât un hectometru. Este mai mic de 10 ori decât un hectometru. Decât un hectometru. Da. Un milimetru este a puncte, un puncte. Milimetru este a puncte puncte. Adică a sunt mai multe variante? Nu. Nu știu cât parte dintr-un decametru. Deci un milimetru este mai este a. A câta parte dintr-un decimetru? Da. Păi, ne uităm, milimetru și decimetru, zic, nu? Da. Milimetru, decimetru. Un decimetru cât este? Câți milimetri are un decimetru? 10. 100. 100, că e la dreapta asta, da? Da. 100. Și atunci, milimetru a câta parte din decimetru reprezintă? A 100 parte. A 100 parte. Da? Este a 100 parte. Deci aici e oglinda. Vezi tu aici, vezi cine cu cine se compară și vezi de câte ori, de 10 ori sau de 100 de ori. Da. Deci un decimetru este egal cu cât? Cu 100 de milimetri. Milimetri. Și atunci, spunem că un milimetru ăsta micu este a 100 parte dintr-un decimetru. Adică dacă am luat un decimetru, știi ce am însemnat un decimetru? 10 ar însemna 10 cm. Și putem măsura cu o linie, cu ceva, 10 cm. Cam așa să spun că 10 cm. Ei, pe și 10 cm îi împart în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mai adaug și 10, da? Pe fiecare trebuie să-l împart în 10. Fiecare la rândul lui în 10. Micuți, micuți. Ai văzut că sunt liniuțele mici, 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 mă îngată. Și facă de astea 100. Că 10 într asta, 10 în asta, 10 în cealaltă. Și facă total 100. Și atunci la micuțul este cât? A câta parte? A 100 parte. A 100 parte dintr-un decimetru. Da? La asta vreau să referi. La micuți, micuți. Cât reprezintă? A câta parte din tot, din decimetru respectiv. Reprezintă 100 parte. Da? Dar centimetru, a câta parte reprezintă dintr-un decimetru? Păi uite, un decimetru egal cu 10 cm. Da. Și atunci centimetru, numai centimetrul ăsta, a câta parte este dintr-un decametru? Dintr-un decimetru? A 10-a parte. Uite, a 10-a parte. Că am împărțit pe decimetru, în câte l-am împărțit pe decimetru? 10. Și atunci este a 10-a parte. Adică... Deci centimetrul ăsta reprezintă din decimetru tot a 10-a parte. Da. Că aici e legătura. Tot aici trebuie. Deci întrebarea este centimetru a câta parte din decimetru este? A 10-a parte. 10. Dar milimetru, a câte parte din decimetru? 100. Este a 100-a parte. Invers. De câte ori este mai mare decametru, decimetru, decât centimetru? De 10 ori. Da. De câte ori este mai mare decimetru decât milimetru? De 100 de ori. Asta trebuie să o avem în minte tot timpul, să o vedem, da? Da. Bine. Acum trecem la altul. Da. Efectuează... Mai repetăm o dată aici, ca să-mi fie nou clar toate variantele. Ia-o de la început. Toate? Da. Un kilometru cuprinde 100 decametri. Un kilometru
un kilometru care e deasupra, da. Peste câte trepte o sărit, mai jos ăsta este, a cât a, este cu două trepte mai jos, da? Da. Și atunci un kilometru înseamnă 100 de decametri. Așa. 1000 milimetri formează 10 decimetri. 1000 milimetri, dar trebuie să înțelegem, eu mă strădui acum să stau de vorbă cu tine, să înțelegi, nu să citești de acolo. De parcă acum citim pentru prima dată, da? Și vrem să facem problemă. Deci 1000 de milimetri, adică 1000 de astea micuți, 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 sunt așa, 1000 de aceea, completează un metru. Da. Dar ori un metru, ori dacă nu vreau să spun un metru, înseamnă câți decimetri? 10 decimetri, pentru că 1000 de milimetri, 1000 de milimetri înseamnă 10 decimetri. Uite, înveți, 1000 de milimetri egal 10 decimetri. Da? Așa e vrut acolo. Mai departe. Un metru este mai mare de ori decât un centimetru. De câte ori este mai mare un metru față de un centimetru? Un centimetru. Deci, centimetrul ăsta este. Da. Ei, câți de astea? 10 sunt pentru un singur decimetru, iar alți 10, iar alți 10, alți 10 de cât? De 100 de ori, de pentru 100. Că centimetru este aici, nu? Da. Deci un metru față de centimetru. De câte ori, câți centimetri trebuie unui pentru a completa un metru? Câți centimetri? 100. Și de aceea, metru e de 100 de ori mai mare decât centimetru. Da? Deci metru este de 100 de ori mai mare ca centimetru. Ca să ne înțelegem, tu ai văzut o linie de riglă, nu? Pe riglă. Și ai văzut că centimetru sunt două liniuțe așa liniuța. Perfect. Uite-te pe ea. Uite-te pe ea. Un centimetru. Da. Și ea, 1, 2, 3, așa scrie, da? Da. De la 1 până la 2 e un centimetru. Da. Și împărțit fiecare în 10. Da. Și sunt alea distanțele micuți, micuți, punctate acolo și sunt milimetri. Mm. Da? Da. Deci distanța dintre... Sunt 5 până într-un loc și iar 5 încă. Nu sunt 10. Între 2, dintre la 1 până la 2 sunt 10 numărele. Da. Deci 10 milimetri fac un centimetru. 10 centimetri fac un decimetru. Ia uite-te tu, 1, 2, 3, 4, cât liniuța ta cât îți indică? 1, 2, 3 și numără. Cât sunt? 10 sau 1? Eu zic 17 că... 17 aici. A, 17. Deci undeva până la 10 unde este? Pe aici, undeva. Asta. Așa. Așa, să arătăm și la camere, ca să vadă toți. Deci, dragilor, așa, așa vine, da? Da. Deci, știți bine, pe liniuță, vă puteți uita și voi acasă. Da. Și vă dați seama, deci când ne uităm, vedem de la 1 la 2 la 3, 4... Iar numai până la 10 înseamnă un decimetru. Ai, la tine liniuța ai mai mult decât un decimetru. Mai sunt 7 în plus. Da. 7 centimetri în plus. Deci, de la 1, de la 0 până la... Cât este acolo? 10. Ai 10 centimetri, da? Da. Deci 10 centimetri. Iar... mai departe, fiecare centimetru la rândul lui împărțit în 10 și acela e milimetru. Da. Ai înțeles acum, da? Da. Bun. Mai departe. Un decametru este mai mic de câte ori decât un hectometru. Un decametru este mai mic de... De câte ori? Un decametru. Decametru unde este? Aici? Da. Da. Față de hectometru. Cum un hectometru este egal cu 10, da, înseamnă că îl mai, mai mare, mare, nu, ăsta mai mic este de câte ori mai mic, nu? Da. Deci un hectometru se compară cu un decametru. Da. Și ce spune? Încă o dată citești acolo. Un casă. Decametru este da. Mai mic. Asta e. Deci cel de desubt e mai mic decât cel de deasupra? Da. De câte ori? De 10 ori. De 10 ori. Da. Atenție. Dacă îl comparăm pe decametru cu hectometru și spunem de câte ori e mai mic ăsta decât ăsta? De 10 ori, da? De 10 ori. Dar decametru față de kilometru, de câte ori e mai mic? De 100.
100 de ori. Invers, de câte ori mai mare este asta față de asta? De 10 ori. De 10 ori. Dar ăsta deci de un kilometru față de un decametru. De câte de ori? 100. De 100. Deci ăla de deasupra e mai mare. Da? De atâtea ori decât ăsta de desubt, dar ăsta de desubt în față de celălalt e mai mic. Da? E mai mic. De câte ori e mai mare un kilometru față de un metru? De 1000 de ori. 1000 de ori, perfect. De câte ori e mai mare un kilometru față de un decametru? De 100. 100 de ori. Tu trebuie să ai în minte asta, scara asta. Și foarte simplu. Da. Deci, hai să mai facem jocul ăsta. De câte ori e mai mare un decimetru decât un milimetru? De 100 de ori. 100 de ori, sigur. Dar de câte ori e mai mic un milimetru față de un decimetru? De 100. De 100 de ori. Dar un milimetru de câte ori este mai mic decât un metru? De 1000. 1000 de ori, sigur. Dar un milimetru de câte ori este mai mic decât un centimetru? De 10. De 10 ori. De câte ori mai mare un decametru față de un decimetru? De 100. Foarte bine. Dar de câte ori este mai mare un hectometru față de un decimetru? De 100. De nu, 1000. 1000. Ai văzut? Da. E al treilea. Da. De la el al treilea. Deci, ușor urmărim aceste lucruri. Și decât un kilometru față de un decimetru. De câte ori mai mare un kilometru față de un decimetru? De nu. De 1000. Nu? Nu? Da. După 1000, ai 3 zerouri, da. Mai încă un zero. 10.000. 10.000, da. Da? 10.000. Da. Imediat. De câte ori e mai mare un hectometru față de un milimetru? De... Un hectometru față de un milimetru. La câte trepte înapoi este? 1, 2, 3, 4, 5. Deci trebuie să ai 5 zerouri. Da. Și atunci faci 100 de mii. Da. Deci tu numeri de la el câte trepte te duci înapoi. Da? Deci un hectometru e mai mare de 100 de mii de ori decât un milimetru. Da. Dar un kilometru față de un centimetru. De câte ori mai mare un kilometru față de un centimetru? De 100.000... Nu. O mie... Câte trepte de strapă? Una, două, trei, patru, cinci. Trebuie să ai 5 zero ori. Două. Da. Tot aici. 100 de mii, nu? 100 de mii. Deci 100 de mii de ori. Deci asta trebuie să vezi. De câte ori e mai mare un kilometru față de un decimetru? Adică câți decimetri îți trebuie ca să faci un kilometru? Un kilometru față de un decimetru. Un kilometru față... 10... Foarte bine. 10.000. 10.000, că ai 1, 2, 3, 4, da? Da. Deci ai 1 urmat de 4 zerouri. Și atunci 10.000 faci. Da. Cu alte cuvinte, 10.000 de decimetri fac un kilometru, da? 10.000 de decimetri fac un kilometru. Hai să văd pe asta. Un hectometru înseamnă câți centimetri? Zece mii. Zece mii! E unul urmat de 4 zerouri, da? 4 zerouri. 10.000. Un kilometru, câți centimetri are? Un kilometru, câți centimetri are? Un kilometru... 10... Câte trepte sunt? 4. 2, 4, 5, văd. Ah, da, 5. 2, 4, 5. Adică 5 zerouri. Adică 5 zerouri, asta. 100 de mii. 100 de mii. Deci ne jucăm să facem câte probleme vrem cu asta, da? Da. Mai insistăm ca să ne fie foarte clar. Nu trecem mai departe până când nu înțelegem bine pe acestea, da? Da. Deci,
El mai mare, spune, un decimetru de câte ori este mai mare față de un milimetru? De 100. De 100 de ori. De câte ori este mai mic un centimetru față de un metru? De 100. De 100, sigur că da. De câte ori mai mare un hectometru față de un decimetru? De 10.000. Hectometru, hectometru, decimetru. Trebuie de 1, 2, 3. A, 1.000. 1.000, sigur că da. Da, 30 ori, 1.000. Da. Deci, de câte ori este mai mic un decimetru față de un kilometru? Decimetru, kilometru. De 10.000. De 10.000 câți 4? Da. 10.000 de ori. De 10.000 de ori. Da, eu cred că le-am înțeles acum. Da. Jocul acela trebuie să-l surprinzi rapid, da? Da. Și dacă ai în minte tot timpul scara asta, metru, decametru, hectometru, kilometru, decimetru, centimetru, milimetru, și că ele cresc și descresc din 10 în 10, cresc și descresc din 10 în 10, atunci ți-e foarte ușor. Da? Da. Dacă sunt vecini de 10 ori, dacă sunt la o distanță de 2 unități, e 100, da. Dacă sunt la 3 unități, e 1000, la 4 distanța înseamnă 10.000, la 5 distanța înseamnă 100.000. Și când e la 6, adică kilometru față de milimetru, milionul. Da. Da? Asta trebuie să înțelegem. Bun. Cel deasupra e mai mare de atâtea ori, iar cel de sus e mai mic față de cel mai deasupra, da? Da. Cel mai, ăla deasupra e mai mare, ăsta e mai mic de atâtea ori. Bun. Să vedem altceva. Efectuează transformările în următoarele exerciții. Este. 2 metri. 2 metri egal. Egal cu câți decametri? Decametri. Păi, un singur metru câți decametri are? Unul singur. Un metru câți decametri are? Câți decimi? 10. 10. Da. Și 2 metri? 20. Cu 10 și cu 10. Da. Deci un 2 metri egal cu cât ai zis? 20 decimetri, da? Da. Egal cu 20 decimetri. 20 decimetri egal cu câți centimetri? În centimetri vrem să facem acum, da? Da. Adică? De 200 de ori. 200, e bine ce nu imediat, dar și încă un zero. Deci 200 de centimetri. 200 centimetri. Egal cu câți milimetri? Așa. Egal cu 2000. 2000, că 2 metri, da? 2000 metri. Milimetri. Așa. 2000 metri. 30 metri egal cu... Cât? 300 metri. Da. Egal cu câți decametri? Cu câți? Egal 30 milimetri. Mai punem o zero, că așa am vers, nu? Că imediat, imediat decimul. 3.000 decimetri. Și egal mai departe cu... 3.000 decimetri. Egal cu câți hectometri? Exact. Cu hectometri acum, da? Da. Uite, de aici te duci și sari pe 1, 2, 3, 4. Deci, aici suntem la decimetri? Da, la decimetri. Te duci 1, 2, 3. Deci renunți la câte 10? La câte 0 ori renunți? La 3. La 3 0 ori. O dată pentru metru, pentru decametru al doilea și al treilea pentru hectometru. Da. Deci reținem... renunțăm la 1, 2, 3 și atunci facem 3 hectometri. Da? Hectometri. 5 kilometri egal cu câți metri? 5 kilometri egal în metri. Păi, kilometru față de metru? Cu 500. Cu? Nu, cu 5.000. Cu 5.000? Așa. Da, cu 5.000, că un kilometru face 1.000 de metri. Da. Și atunci,
E coboră de la kilometru 1, 2, 3. 30 ore trebuie să fie. Da. Da? 5.000, ai spus bine, metri. Da. 4.500 centimetri egal cu cât metri? 4.500 centimetri. Centimetri egal cu câți? Metri. Metri. Uite de la centimetru, uite la metru, distanța de câte trepte? De 4.000. Atenție că trebuie să renunți la zerouri, că e deasupra metru. Și renunți la 1, 2, 0, 3, 4, câte trepte te duci? A, renunțăm la 20. Corect. Și ne rămâne 45. De 45 de? Metri. Metri. Ai înțeles ce s-a întâmplat? Da. Fiindcă centimetru față de metru e la distanță de două trepte, renunțăm la 20. El e mai mare, renunțăm la 0. Împărțim prin 100, practic. Da. Da? Bun. 6 metri egal cu câți milimetri? 6 metri egal cu câți milimetri? Uită-te, unii metru, unii milimetru. 6.000, sigur că da. 6 ori 1.000 ar veni, ca să înțelegem. Da. Ori 1.000 și face 6.000 milimetri. Da. 7.000, deci... decametri egal... 7.000, da. 7.000, zici, nu? Da. 7.000, da. Egal cu câți centimetri? 7.000, da. Mai mult sau mai puțin? Da, nu. Adică 7.000. 7.000, da. Da, m-ai spus, da? Da. Decametri. Și te duci la centimetri. Vor fi mai mult sau mai puțin? Mai puțin. Păi uite, nu, de centimetru, mai mult. Mai mult, că centimetru mai jos. Da. Câte trepte, uite, de la decametru până la centimetru? Sunt trei... Trei trepte. Înseamnă 30 ori să punem în plus. Da. Deci vine 7.000 care erau și mai punem 3, 1, 2, 3. Ce spunem? Centimetri, da, parcă, centimetri. Nu? Centimetri. Deci, practic, am pus un zero pentru metru, un zero pentru decimetri și încă un zero pentru centimetri, da? 8.000 centimetri egal cu câți metri? 8.000 centimetri egal cu câți? Da? Centimetri în cine? În milimetri? În metri. În metri. Vor fi mai mult sau mai puțin? Mai mult. Deci centimetru este aici? Da. Unde este centimetru? Aici, da? Da. Și metru e deasupra? A, mai puțin. Mai puțin, sigur că da. Mai puțin. Va fi 80. 80? Sigur că da. 80 ce? 80 metri. Metri. Bine. 80 metri egal cu câți decametri? Vor fi mai mult sau mai puțin? Decametrul unde este? Deasupra sau de desubt? Deasupra. A, vor fi mai mulți. Păi dacă e deasupra, vor fi mai puțin. Că așa vine la centimetru, când ne-ați la metru, metru e mai mare față centimetru. A. Decametrul e și el mai mare decât. Deci vor fi 8. 8? Așa, 8. 8 ce? 8... Da. Da. Da? 70 km egal cu câți hectometri? 70 km egal în hectometri. Spune tu, vor fi mai mulți sau mai puțini hectometri? Mai puțin. Păi, hai să gândim kilometru și când cobori, sunt mai mulți. Da. Deci, când compari cu ăsta cu ăsta și vrei să afli în unitatea asta de măsură, vor fi mai puțin. Dar când cobori cu submultiplu, vor fi mai mulți. Da. Tu acum de la kilometru cobori la hectometru. Sunt mai mulți. Când într-un singur kilometru sunt 10. Da. Și în cât avem? În 70 vor fi de 10 ori mai mult. Da. Vor fi
Câți? 7. 7? Hectometri. E bine așa 7 hectometri? Păi, dacă ei sunt 70 de kilometri, a spus, va fi mai mult sau mai puțin? Va fi mai puțin. Hai să vedem. Deci un kilometru, numai unul are 10 hectometri. Da. Dar 70, câți vor avea? 700. 710 ori. Eu am zis că o să fie mai mult, dar... Dar tu ai zis că mai puțin, tot mi-ai zis 70, de ce ai mai spus din mână? Deci mai mulți? Deci ăștia, încă o dată, Ștefania, ăștia de desubt sunt mai mulți în comparație cu ăl de deasupra. Deci un kilometru înseamnă 100 de decametri. Da? 100 de decametri. Un kilometru înseamnă 10 hectometri. Și 70 înseamnă 700, da? 700 de... 700 de câte? Hectometri, da? Bine. 9600 metri egal cu câți hectometri? 9600 hectometri. Nu, 9600 metri. 9600 metri? Da. 600. 9600. Așa, metri. Da. Egal cu câți hectometri? Mai mult sau mai puțin? Mai mult. Mai puțin. Mai puțin. Că ăștia sunt atâția și alții sunt mai mari. Atunci sunt puțin azi, deci mai puțin. Cu câte zero ori mai puțin? Cu două zero ori, deci cu două trepte. Înseamnă 96 hectometri. Hectometri. 96 kilometri egal cu câți decametri? 96 kilometri egal cu? Câți decametri? Decametri. Mai mulți sau mai puțin decametri? Mai mult. Mai mulți, că sunt mai mulți, sunt mai mici. Ăștia sunt sub el, da? Sunt mai mulți, cu câte trepte? Cu două. Două, adică câte zero ori? Cu două. Da, 26 zero ori în plus, deci 9600 decametri, da? Da. Câți centimetri am însemnat 96 de kilometri? Am că am zis 62 kilometri. Nu 96, zi, nu? Nu, 62. 62, nu modifică mai, 62. Și tot cu două zero. 62, da. Dar dacă continuăm aici, câți centimetri, în centimetri, ca să ajung la centimetru, cum aici? Mi-a scădea zerurile. Dacă ajung la centimetru, da. Ei vor fi mai mulți sau mai puțini? Păi, dacă mă duc mai jos... Mai puțin. Nu, Ștefania. Când merg de... Ăștia de jos comparați cu cei de sus sunt mai puțini, dar cei de sus comparați cu ăștia de jos sunt mai mulți. Că ei sunt mai mici. Da. Deci, cei 96 de decametri, câți centimetri vor însemna? Cât cobor? 3 trepte. Una, două, trei. Da? Una, două, trei. Și atunci, la 62, care dau decametri, mai pun încă una, două, trei, pentru centimetri, da? Da. Mai insistăm aici că nu ți-e clar și până nu învățăm, nu ne lăsăm, nu? Asta trebuie să facem. Te întreb eu acum. Faci mai egiștile, alte ediți acolo. Tu mai ai acolo multe? Mai am... Păi, acum trebuie să transform în 6200 de... Ca să meargă foarte bine, mai exersăm noi acum în departe, da? Ca să dăm răspunsul corect. Trebuie să spun, 76 kilometri, câți în decametri transformă? Egal cu câți decametri? Da? Decametri. Da. Egal cu 7600. Așa, măi. 7600 decametri. Și egal în, vreau să-i transform în decimetri. 76 km, că e egal cu tot acolo.
Ai zis pe până la Dan. La decimetri ai cobori încă două trepte. Scad zerourile. Adică 76. Păi dacă mă duc la 76, înseamnă că 76 de kilometri fac 76 de decimetri? Nu se poate. Nu. Deci vor fi mai mulți. Da. Deci, de ce? Că un singur decametru face 100, două trepte, da? Fac 100 de decimetri. Dar 76, 7600 înseamnă mai dau 20. Și vine 7600 cât era până la Dan. Și mai vine încă două. Și fac 760 de decine, de centimetri. Spunem cât înseamnă 32 hectometri transformați în centimetri. Deci, hectometri, unde este hectometru? Este aici. Da. Și spui, cu 10 mai mult pentru da. Deci va fi 320, hai să luăm așa ușor, va însemna 320 de da, da? Da. Decametri. Înseamnă 3200, scrie și tu, da? 3200, dar tu nu ai pe ce scrie. Ai un pețel? Da. Așa. Deci, 32 de hectometri egal cu 320 de decametri. Am pus un zero, da? Da. Egal cu 3200 de metri. Am mai pus un zero. Care egal cu 3320 sau ce înseamnă? 32.000. Da? Da. De cine? De decimetri. Și dacă vreți să arunați centimetru, înseamnă 320 de centimetri. Deci cu cât cobori câte o treaptă, atrage un zero. Înmulțești cu 10. Deci când compar cu ăsta cu cei subalternii săi, sunt mai mulți. Deci când coborâm facem în mulțire și când urcăm facem împărțire. Asta-i, mă, asta vreau să treci, da? Când iam pe ăștia și mă duc mai sus, stai zero. Da. Când iam pe ăștia de sus și cobor, cobor, adaug zero. A, așa, puneți tu un semn acolo ca să fie foarte clar. Deci, mulțești cu un 10 și, sau împarți cu 10, practic. Asta se întâmplă. Da. Bine. Hai să mai rămă, să ne convingem noi. Uite, vreau să-mi compari 40, să transform 47 de dam în centimetri. Deci în centimetri. 4700. Deci de la dam ai până la centimetru ai 3. 1 2 3. Mai cu 3 0. Da. 47 1 2 3. Adică 47.000. Da. Deci 4700. Deci 47.000, da? Da? 47.000 centimetri, așa e corect. Cât, ce înseamnă 7300 de centimetri transformăm în milimetri? În milimetri, cât înseamnă? Înseamnă 7300 de centimetri, vreau să-i transform în milimetri. Fiindcă e 73.000, vă spui. Mai dă domnul zero. Da. Că zici 3.000, dar practic vreau să 73.000. Da. Deci egal cu 73.000 milimetri. Pentru că fiind centimetru deasupra și coborând, ai coborât și decim, un zero trebuie să mai adaugi. Da. Cât înseamnă 32.000 de centimetri
transformați în decametri. Înseamnă 302... Nu. Deci centimetru unde este? Aici, da? Da. Și urci acum. 1, 2, 3. Dacă urci, trebuie să stai 0 ore, am spus. Da? Și cât este 0 ore? 32. Înseamnă 32? Da. Sunt mai puțin, sigur că da. Aici e 32.000 și acolo sunt 32. Hai să continuăm lecția ta, să vedem ce mai avem acolo. 6.200 decametri. 6.200 decametri. Egal cu cât metri? 6.200. Da. Egal cu? Cât metri. Câți metri? Da, mai spus, da? Da. Păi da. Da este aici. Da. Metrul e de desubt imediat. Deci, e... mai adăugăm un 0. Asta e. Cât vine? 62.000. 2.000, așa. Da, așa ești, 2.000 metri, da? Da. Bine. 6 metri și 8 centimetri egal cu cât centimetri? 6 metri... Și 8 centimetri egal cu? Câți centimetri? Câți centimetri? Păi 6 metri, hai să luăm pe 6 metri să transformăm. 6 metri egal în centimetri. Metru, centimetru, uite, te trebuie decât cobori. Cu două trepte. Așa, înseamnă? 6.000. Nu, 600, exact. 600 centimetri. Da. Și 600 și cu 8. 600 centimetri plus 8 centimetri este egal cu 608 centimetri. Și răspundem aici că e egal cu 608 centimetri. Da? Mai departe. 3 km și 5 hectometri. 3 km și 5 hectometri egal cu cât hectometri? În hectometri. Hai să vedem. Îl transformăm pe 3 km. 3 km egal cu... Deci, 3 km hecto... 30. 30. 30. 35. Plus 5. 30 plus 5 înseamnă 35. 35 hectometri. Da. 600 milimetri. 600 milimetri. Și 300 centimetri. Și 300 centimetri egal cu? Egal cu câți metri? Câți metri? Hai să vedem. Trebuie să le transformăm pe amândouă în metri. Amândouă pe 600 mai întâi. Hai să vedem. 600 milimetri. Egal, deci milimetri, în metri. În metri. Mai adăugăm... Nu. 6. Hai să vedem 6 ce vor fi. 6 metri. Păi câte trepte ar trebui? Una... Trei. Trei? Ar trebui să am 3 zero aici. Restul? Deci e greșit exercițiu. 6.000 mi-ar fi trebuit. Da. Hai să punem noi 6.000. Da. Deci 6.000 milimetri. Și da. 300 centimetri. Adică acum trăiem 3 zerouri și ne dă 6. 6 metri. Metri. Iar pe 300 lor și pierde o parte. Da. 300 de centimetri egal cu câți? Egal mai pur... Nu. Mai... tăiem 20 și ne dă 3 metri. Și în total? 9. Deci 6.000 de milimetri și 300 de centimetri este egal cu 9 metri. Da? 9 metri. Bine. 900 de decametri și 700 900 decametri. Decametri.
și 750 hectometri. Și 750 hectometri. Da, am zis decimetri. 900 decametri, mi-ai zis. A. E bine? De. Decametri. Da. Da. Și a scris dăm. Dam. Aha, eu am greșit. Da. Așa. Da. Egal cu câți kilometri? Egal cu câți kilometri? Păi luăm mai întâi pe 900, da. Da. 900, da. Da. Egal cu... Da. Urcăm. Tăiem două zerouri și ne dă 9. 9 kilometri? Da. Așa. Acum luăm pe 750 750 hectometri. Egal 750 hectometri până la metri. 2 hectometri, kilometru, zeci acolo. A, mai punem două zerouri. Cum? Păi urcăm. De la hectometru la kilometru. A, nu știam ce aveam cu metru. Tăiem un zero. 75 de kilometri. Și atunci asta înseamnă egal cu 9 și cu 75. 5. Egal cu cât cu 84, nu? 4, 84 da. Kilometri. Da. Și ultimul. Da. 153 metri. Și 720 decimetri. 720 decimetri. Egal cu câți metri? Egal cu câți metri? Acum luăm deoparte doar pe 720. Exact. 720 decimetri. Egal cu metri. Așa. Decimetri. Mai punem... Tăiem un zero. Așa, mai puțin, ideal deasupra, mai puțin de 10 ori, da? Fac 72 metri. Și acum, facem 153. Da, minus plus metri, plus, da. Plus 72 metri. Egal cu 200. Da, 12 cu 3, 5, 17 cu 5, 12, 225, nu? Da. 225 metri. Sigur că asta am avut aceeași unitate de măsură. Da. Și avem, stabilește valoarea de adevăr a propozițiilor. Da. Adică să stabilim dacă sunt adevărate sau sunt mincinoase, da? Da. Asta. Pentru a măsura lungimea unei terase, se folosește ca unitate de măsură decametrul. Așa. Decametrul înseamnă câți metri? Decametrul înseamnă 10. 10 metri. Deci ai o unitate de măsură, adică ce înseamnă o unitate de măsură? O sfoară, să zicem, sau o... Da. O ruletă în care ai 10 metri, da? Da. Vrei să măsori cât... O terasă. Cât ce lungime are, da, poftim. Eu zic că e fals. Ia să vedem, da, spune, se folosește o... Deci, pentru a măsura lungimea unei terase, se folosește ca unitate de măsură decametrul. Și atât? Da. Ori corect ar fi fost metru. Da, așa da? Zic și eu. Deci, terasa, bănuiesc terasa unei... Să iasă la terasă, de aia, ai auzit, nu? Ieșim pe terasă. Da. Nu decametrul se folosește, ci se folosește de metru, da? Este o... Deci este fals. Da, da. Hectometrul este un multiplu al metrului. Hectometru... E deasupra sau de sub? Deasupra. Supra. E adevărat. Așa. Da. Care, care sfoară o... Dan măsoară 150 cm.
este mai înalt decât Andrei, care măsoară 15 de decimetri. Deci, încă o dată? Da, măsoară 150 centimetri. Are înălțimea, dar are măsura de 150 de centimetri. Da. Este mai înalt decât Andrei, care măsoară 15 decimetri. Deci, practic, trebuie să comparăm 150 de centimetri cu 15 decimetri, nu? Da. Deci avem înălțimea lui Dan 150 centimetri și a lui Andrei, Dan asta, da? Și a lui Andrei este de 15 decimetri. Și care e mai mare? Așa te întreabă sau? Dan, care măsoară 150 centimetri, este mai înalt decât Andrei. Adică să aflăm care e mai înalt. Să zici că ăsta e mai mare. Da. Adică 150 de centimetri e mai mare, e mai mult decât 15 decimetri. Tu ce părere? Nu. Sunt egal. Deci sunt egal cu 150 de centimetri, înseamnă 15 decimetri. Nu? 150 de centimetri. Centimetri față de vecinul său care e cu 10 mai mare, deci 15 între 0 și e corect. Deci sunt egal, nu sunt unul mai mare decât celălalt, mai înalt. Segmentul AB, am aici un segment, da, are lungimea de 30 mm. De segmentul AB are lungimea de 30 mm. Are 30 mm. Da? Atât. Și să vedem dacă e adevărat sau e falsă, da? Da. Segmentul AB are lungimea de 30 mm. N-aveți decât să o măsurăm. Da. Ai linie, linie și poți să măsori, da? Da. Că nu știu. Adică ar trebui să aibă 3 cm, că nu sunt numeri pe cele micuțile. Da. Deci centimetri numeri. Da. E adevărat. Ai 3, chiar 3, da? Da. 3. Deci 30 mm înseamnă asta. Deci e adevărat. Bun. Și atât. Deci am făcut tema. Acum noi să încercăm să facem mai departe și celelalte probleme, cât mai multe, pentru că e nevoie să exersăm mai mult. Da. Dar până una alta am să-ți dau eu câteva probleme, să vedem cum gândim. Da. Uite, cât înseamnă 7300 mm și de 703 mm și 2 metri și să zicem 7 decametri, da, în centimetri exprimați. Câți centimetri înseamnă asta? Adică egal cu câți centimetri? Egal cu câți centimetri, da. 7300 mm, 2 metri și 7 decametri. Trebuie să-i luăm deoparte și să... Corect. De zicem, 7300 mm egal... Da. Milimetri, centimetri. Egal cu... Câți centimetri? 730. 730 centimetri, da? Da. Foarte bine, mă. 730 centimetri. Centimetri. Acum îl luăm pe 2 metri. 2 metri egal cu... Egal cu 2 metri. 200. 200, sigur că da. 200 centimetri. Centimetri. Acum 7 decametri. Metri. 7, da. Egal cu 7 câte trebuie? 30 adăug. Așa, 7000. Da, 7000, nu. 7000 centimetri, da? Da. Și acum mi-a
adunăm. Da, adunăm. Și zicem? 7.000 plus 200 plus 130 egal cu? Deci, 0. Da. 3 rămâne, nu? 3 și cu 0, 0, 3. 7 și cu 2. 7 și cu... La sute suntem acolo, am, nu? A, da, da. 7 și cu 2, 9. Și 7.000 rămâne singur, da? 7.000. 7.930 centimetri. Da. Cât înseamnă, să zicem așa, 3 hectometri. Da. Și 4.300 milimetri. Da. Și 30 centimetri în egal în unitatea de măsură decimetri. 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 Luăm de o parte. Pe 3 hectometri. Da. Hectometri, 3 hectometri. Trei mai adăugăm 4 zerouri. De la hectometru până la decimetru, nu? Nu, centimetru. Nu, în decimetru am zis. A. Decimetru. Da, mai adăugăm două. Nu, 3 zerouri. 3 zerouri. Da. Deci și vine 3000. 3000 ce? De centimetri. 3000 decimetri, corect. Acum 4300 milimetri. 4300 milimetri egal cu? Egal cu. Deci. Tăiam 43. Foarte bine, 43 decimetri. Așa. Acum 30 centimetri. 30 centimetri egal cu? Egal cu. Tăiem un 0, 3. 3 decimetri. 3 decimetri. Și acum tot 3 decimetri și adunăm, zicem. 3.000 plus 43 plus 3. Plus 3. Egal cu? Egal cu 6. Corect. 4. Da. 0. Da. Și 3. 3.046, da? Da. Cât înseamnă 13 hectometri și 10 decametri și 4700 milimetri tot în decimetri, totul estimat în decimetri. Îl luăm deoparte. Corect. 13 hectometri. Da. Egal. Hectometri egal. Deci, hectometri. Mai adăugăm 2 zerouri. De la hectometru până la decimetru, ia uite câte trebuie să coborăm. A, 3. 3 zerouri. Așa. Deci, 13. 10.000. Decimetri, da? Da. Cu un zero a fost pentru decametru, unul pentru metru și unul pentru decimetru, că rămas la ei, da? Da. Acum 10 decametri. 10, da. Egal cu? Egal cu 100. O 100. Câte zerouri mai adăugăm? 3. De la dam până la decimetru? A, două. Două. Deci la 10 mai pun încă două. Da. Și cât fac? 1000. Decimetri. Acum, 47.000 milimetri
egal cu milimetri până la tăiem 20 ori și ne dă 47 de decimetri. Acum deci, le adunăm. Și le adunăm și zicem 13.000. Așa, 13.000. Plus 10.000. Da. Plus 1000, pardon. 1000. Da? 13.000 da. Plus 1000 plus 47 egal cu 7. Da. 4. Da. 0. Da. 1. 1. Și cu 3, 4 da. Și 1. 1. 14.047, da? Da. De decimetri. Decimetri. Cât înseamnă, hai să facem oară, tu? Cât înseamnă u, 13.000 de centimetri și 27 kilometri și 10 hectometri în dan. În dan, totul. Decametri. Totul dar să mă întâlnă decametri. A, le luăm de o parte. Sigur că da. Da. Deci 13.000 centimetri. Egal. Deci centimetri. Seara. Hai, hai, seara. 13.000 centimetri egal cu... Mai, nu, tăiem... Nu. Centimetri. Da, urcăm la dam, da? Da. Mai... Deci tăiem 30 ori. 13 decametri. 13 decametri, da. Acum 27 kilometri. 27 kilometri. Egal cu... Alo? Nu, no, greșeam. Ne dă 2007... Nu. Da, 2700. Foarte bine. 2700 de... 700 așa, e dovadul de ori, da. Da. Acum 10 hectometri. 10 hectometri. Egal cu... Deci trebuie... A. Tăiem un 0 și ne dă 1. Deci... decametri, atenție. A, nu, mai punem un 0. Așa. 100. 100 de? Decametri. Decametri. Spuneți, acum le adunăm. Imediat, nu mă făcut o perfecție și stăm de vorba. Așa. Deci, asta este acum, da? S-a înțeles bine ce am făcut. Oprim lecția. Ne oprim aici, dragilor, cu lecția.